anunț special, dau 500 de roni, 5 milioane sau 100 de euro celui care va câștiga premiu. Premiul se compune la clipul pe care îl postez, în paranteză va fi pusă la titlu premiu 500 euro. Dedesubt, intri și citești regulamentul. Diseară extragere. Aici vei afla tot ce și cum. Vă rog foarte frumos, vreau să dau câte 500 de euro, 500 de roni în fiecare seară sau 100 de euro. Am să dau în fiecare seară dacă se ajunge la 1000 de comenturi și 1000 de aprecieri, like-uri la clip. De până de Crăciun vreau să mă duc tot așa, voi crește de la 1000 la 1500 la 2000, pentru că lumea după ce va da de gust va veni ca albina la miere la stup. Așa, în seara de Crăciun vreau să dau Audi lui Lobo din 2007, Audi A4, vreau să-l dau cadou la acest noroc, nu-i tombola, nu-i, îs cadouri. Eu dau cadouri, bani, cadouri, bă, lumea e săracă, s-o scumpi gazul, lumina, alea, dar trebuie să faceți ceva. Iar de Revelion, al cadou, bumba mea, ală să ne înțelege, țucă tata avăla, au! Poate, mă, dă-te pește să mă pun acolo. Să văd. Zi-te, nițel, de ce nu răspunzi la telefon? Auzi, s-a făcut cerere de o grămadă de ori și n-ai răspuns. Ce cerere mi-ai făcut? Că ai dat în altă parte. Ai dat. În care? Eu ți-am dat acum cerere. Tu mi-ai dat acum cerere? Da. Aia da. Ce mai domnul Nelson? Ce să fac? De ce nu răspunzi la telefon? Te-am sunat pe telefon. Păi dar nu mai am numărul, mă, că mi-a furat telefonul, nu ți-am zis. Cine? Dumnezeu, cine ți-o, unde ți-o furat telefonul? Bă, am vreo două săptămâni că l-am dus pe Bibi acasă la Măsa. Înțelegi, am punct ca mașină. Bă, unde ți-o furat telefonul? În România sau în Germania? În Germania, mă. În Germania. De unde? Din buzunar, din mașină, din casă? Din mașină, mă. Când merg la poliție, aceleași întrebări ți le pune. Telefonul ți s-a furat din mașină, ți s-a luat și alte obiective. Ce ți-a mai furat? Atât, cu cărcătorul. Ai văzut numai tu când furai din Germania, Austria, mi-aduceai telefoane fără încărcător. Laptopuri fără încărcător. Aia o știu să ți le iei cu tot cu încărcător. Știi cine ți l-a luat? Iubitul lui Lucica. Dar de unde știi să mor eu dacă nu e așa? Păi dacă spun... Bă, fii atent aici, auzi. Eu când am parcat mașina, înțelegi, sugarciul era mai în jos. Așa. M-am văzut. No, dar am apăsat pe telecomandă. Bine, acum eu te întreb, ăla-i român sau ce îi? Nu mă mințu. Da, da, mă interesează pe mine. Eu ți-am zis, turc sau sirian? Turcă-i. Da, mă. Păi, așa-l vezi tu, dar-i turc. Nu știu ce e și nici nu mă interesează. Bravo. Da, și de ce bărbuiesc chestia asta? A. După asta a fost sâmbătă, nu, duminica. Și acum luni, ca să am numărul ei pentru Bibi, ca să când ăsta s-o sus, să mă duc să îl iau, m-a dus și am pus o hutie mare, mă, în poștă, îmi punea scris, uite, mi s-a furat telefonul, te rog frumos, ăsta e numărul meu nou, sună-mă pe numărul ăsta ca să am numărul să te pot suna. Nu m-a sunat. M-a dus duminică după Bibi, zic, păi cum ți-a lăsat o foaie aici, în poștă, cu numărul, de ce nu mai sunat? De ce nu a găsit nicio foaie? Cum ai găsit nicio foaie, măi? Bă, pușcăriașule, bă, auzi, ce dai în pușcărie, de ce înjuri? Ăia-s mai șmecher, n-ai voie să înjuri o persoană mai șmecheră ca tine. Ce v-a
Așa bănuiesc că ăla i-ar fi luat telefonul. Ăia îs mai șmecher ca tine. N-ai voie să îi înjuri. Pe oamenii mai șmecher ca tine n-ai voie. Tu ești un țărănoi. Ești un țărănoi în primul rând pentru că îți lași telefonul în mașină. Băi, auzi. Bă, fraiere, telefonul n-ai voie să spară bine că ți-a fost ușa deschisă. Cum? Ți-a intrat prin infracție sau cum? Probabil că am apăsat pe telecomandă și poate că n-am apăsat bine. Mă înțelegi că tu acum vorbeam cu bine. Te-a executat rușii. Te-a executat rușii pe ei cu laptopul. Tu închizi prin telecomandă, ei deschide, ți-a făcut manevră. Bine că n-ai avut altceva. Nu-i Lucica cu turcul. Auzi, nu am avut un telefon de 500 de mii, dar mi-a fost pentru că am avut... Datile, și știa că din telefon îți dai comandă la bancă. Unde-s banii? Banii-s pe card, ea n-au nicio legătură cu telefon. Banii-s pe card? Când ți-am zis că are Lucica hândrălău, ai zis că nu-i drept. Așa am zis eu. Așa ai zis că te prinde ureche până telefon. Când ți-a spus că are Lucica hândrălău, ai zis nu-i drept. Băi, pește, să-l scoți pe unul afară, să nu-l mai suporți. Dintr-una. Să-l scoți dintr-una. Înțelegi? E... Are bărbat. Alo. Zii. Nu ți-a mai spus? Și când a fost azi vară la King, eu mie de ori ți-a mai spus că pe mine femeia nu mă trezați de 2 ani. Taci, că așa ai făcut și cu prima, și cu a doua, și cu a treia. Ai mărs în cap. Cum ați găsit câte un pic de pețec? Cum ați fost disperați? Ați dat de căldură, ați zis gata, aveți pe voi palton Marlboro clasic. E bun la diabet, mă, de-aia trebuie. E bun la diabet? Cu tu. Auzi aici. Între femei sunt mai multe diferențe. Aia ce-o făcut, nici nu se compară cu ce-o făcut suga aceasta la... Nu că s-o cuplat cu ăla sau cum mă interesează, că și așa mă interesează de ea. Dar ce-o făcut? Mi-a luat 20.000 de euro, mă. Păi și aia la altă, nu ți-o mânca banii din chemniță care i-ai trimăstăți. Ia m-a zis că tătine, munceai acolo. Nu fă feță de astea. Nu fă feță. Ia m-a zis că tătine, ține-ți banii, mă, și când ieși afară, eu te ajut. Nu tăta că ăla-i pățit. Ți-o mânca banii tăte și și-o dus pe floșter tăte. O căutat drâmba cea mai lungă. Da, dar cu casă i-am rămas. Dar din coace am investit o... Nu, nici acolo n-ai rămas cu casă. Stai cu minte, că așa te zvârle ăștia și de acolo, dacă nu-ți eu, în spatele tău, știi cum? Te lasă ca brăduț, cum îl chema pe la Lotobar, cu garderile. Așa rămâi și tu. Taci din gură. Ia bani zis că tătine, bine, acum asta e. Înțelegi tu? Tu să cum să-ți lași tu telefonul, mă, în mașină, mă, și să merg, mă? Da, mă, închis-o, mă, dar cred că n-am apăsat bine. Îi pun și de era deschisă, e punct de atracție pentru infractori. Uite, un telefon în mașină, hai să deschidem. Nu poate, îi dă un cod, parbriz, par, bang. Pagubă mare. Zua la miaza mare, nu știi când furai din mașini, hoțule. Eu nu am furat zua, numai noaptea. Numai noaptea. Da. Nu, mi-a fost ciudă numai pentru ăsta, cum să zic, pentru toate datele. Nu-i drept, ție ți-i ciudă pentru că Lucica-i cu alt bărbat, că te-o înșelat. Ea trăia de mult, de când am fost eu cu nasote la tine, bă. Acum tu vrei să mă disperi? Nu, de când eu spun. Dar eu ți-am spus ție că pe mine... Aia, nu mă mai interesează de 2 ani. Te-a interesat cât am fost cu nasote la tine, atunci. Era cu... Atunci nu eram despărțit de ea. Păi nu erai despărțit, dar nici nu dorneai cu ea. Să nu. Dorneai cu ea acolo. Dar ea, am văzut pe fața ei, ea avea bărbat atunci. Sună-l pe nasote și întreabă ce am zis că te nasote când am plecat cu mașina. Nasote, zic, m-aș întoarce înapoi să fac anchetă. Atâta din rău pare că atunci trebuia să zic, bă, eu stimă banii, lasă aurul acolo.
Bine, mă, tata, să și e paguba 40 de milioane. Taci din gură, fraiere, că mi-ești dator cu denumat. Am atâta, doi, da. Ce vorbă e asta, dă-i în amanet? De unde ai luat tu vorbile astea, dă-i în amanet să mânce? Auzi, îți spui eu de unde, cap de porc. De la ei. De la țigani aia, de la țigani că ai luat. Ei zice așa. Și ți-i dragă de numai de aia folosești cuvintele. Drept am pești. Da. Auzi, bă, tu ești la întrebări și răspunsuri. Vrei să mă chestii? Nu-s la întrebări și la răspunsuri. Îs acolo unde trebuie, bă, în momentul Nelson, potrivit. Bă, ascultă-mă un pic să spun ceva. Tu știi foarte bine când a luat-o pe țiganca asta că ți-am spus. Băi, asta nu-i de mine. Nu-mi place de ea, dar... Da, asta e, nu? Asta e chip. Nu. Eu am zis atunci așa ca să te scăp de vârcolac. Păi vârcolacul, fii atent, dacă vrei să știi, mă, nu ți-am mai spus că tu ești de ăla care... E, zi, oi numai, fii atent pe ești. Fii atent ce-o propus, zi! Și acum când a fost acasă, măi, a fost Matiusul la mine, cu Giovanni, cu Daria, cu toți, că să ne împăcăm înapoi. I-a spus, băi, auzi aici. Păi ia, împacă-te cu ea după ce-o băgat tiribonță ăla în ea. Ăla cu roaba o mărs de pule. Ăla cu roaba de pule o mărs în ea. Așa. Ascultă-mă să spun ceva. I-a spus frumos, băi, auzi aici. Rămânem așa, o relație de... Prieteni, ca în America, ca în... Cum să zic? Amici. Amici, rămânem amici. Dar între noi nu mai poate fi nimic. Nu mai poate. Asta mă chinu frumos. Amici, tăci. Așa, să știi, băi, auzi aici, apoi... Când ai făcut pasul ăsta, te-am spus în casă la mine, nu mai ce căuta cât trăiești și viețăști. Dar s-a mai spus acum... Cum să iei o muiare care să ține spas de o muiare să bagi aia carul în el după aceea să te împaci înapoi? Cum te pui cu capul pe perină cu ea? Auzi aici un pic, să-ți mai spun ceva. Bă, mă auzi? Zii! Așa, păi nu mă teamă nici Vasile, nici Gheorghe. Atât. Păi mă teamă Domenico. Așa vreau, pe de-aia e Domenico. Da. Așa, ca să știi. Înțelegi? Nu mai întrebe care le-am lăsat, nu știu dacă tu știi. Vezi că este, am pe Facebook o pretină Rela Mondiala, Rela, din Italia. Rela. Să vedem. Așa că să știi, tu știi foarte bine, eu cu care am stat, eu înapoi nu le-am mai luat. Așa te vreau. Dar nici să mai umbli cu ele. Nici să mai umbli cu ele, că vagabonzi din ziua de astăzi le face prostii în gură cu ele, după aceea tu le săruți. Păi ce-am trebuit mă mesaj, da. Bă, dar tu acum crezi că eu sunt din nou, zile mai sigur. Eu nu mă spui. Bine. Vrei să-ți fac cunoștință cu Rela sau cu Lavi șefa? Auzi, bă! Lasă-mă să spun. Bine, zi. Asta, dar ți-am spus înainte, că mai vorbi cu tine când am ajuns în Germania. Înainte de mi-a furat telefonul, uite să dea eu să nu mai ajung ziua de mâine. Am că mă duc la mașină să mor acolo de mașină. Ascultă-mă, băi! Bine, zi. Băi, te rog să mă spun. Ce spun? Eu și când mă duc după Bibi și îl duce până jos, să dea eu să nu mai ajung ziua de mâine dacă te mint, băi, auză ei, să dea eu să nu mai... Păi deja, bă, te jur că ai cu carul ei atâta până în gâte cu carul ei. La noi mai trebuiești de mult. Păduche leșinat. Dar tu ascultă-mă odată. Ascultă-mă. Zi. Ascultă-mă, mă. Să nu mai ajung ziua de mâine dacă îmi greață de ea să o văd, măi. Dar normal. Păi cât o persoană... Ascultă-mă, când de o persoană ție-ți greață, tu crezi că ai mai putea să stai cu persoana aia? Mie când o persoană îmi greață de ea, nu vreau să văd nici copilul de lângă ea. E, asta nu mi-are, că bă, Bibi n-are nicio vină. Mă, îți spui ce, cum îți eu? Am înțeles. Îți spui cum îți eu? Ascultă-mă, Bibi n-are nicio vină și când îl iau... Și auzi, nu numai că pe copilul, dă neamul ei! Dă neamul ei sau neamul lui! Auzi, mă, și pe Bibi când îl iau... Pește, însă așa sau da, însă așa? Da. Păi cum? Auzi, măi, pe Bibi când îl iau cu mine și când îl duc acasă, nu vrea să-l duc acasă, vrea să stai aici cu mine. Zice, nu vreau să mă duc, mai bine stau aici. Da, Mircea. Mă duc aici la spate. Da, m-am luat că sunt mai de dimineață, că m-am luat până la noapte. Tu puteai să vii la școală, înțelegi? E. Mă, Bibi, ce vină are? El sărcuțoare 8 ani, ce vină are el? Ei, nu ce vină, are nicio vină, dar asta trebuie făcut. Eu ți-am spus de mult.
Eu atunci când am fost cu Nasote, uită-te, Nasote, oricând și acum îl sun. Am zis, Nasote, ceva nu e în regulă aici. Asta cred că are bărbat. Nu ți-am spus și data trecută ție, dar tu ai zis că nu există așa ceva. Auzi ce? Aici, bă. Ce? Hai să fim cunoși. Când vreodată scos tu bărbatul afară din casă cu tu, frate? Păi eu ce am zis? Bă, cum ce ai zis? Eu când ți-am zis atunci ce du-te, bă, tu ești prost, nu să fac așa ceva. Au, te strânge gând, fraiere. Eu am crezut că trăiești cu frate său. Domenico, și în Ungaria, ultima oară când am făcut cu Nelson, ne-au zis Nelson, bă, asta nu-i stă ochii bine în cap. Na. Ăsta în 6 luni fără e. Ne-au zis Nelson. Când am fost eu cu Liana și cu el. Le-am făcut mici atunci, de erai sfădit un pic. Dar făcea figuria aia de mult. Vroia ca să, după ce și-a ajuns scopul, i-a luat ăsta o casă, înțelegi? Dar sigur, e mult o vrusă ăsta. Numai acum n-am fost și nici eu așa sigur, că m-am gândit că, da, na, asta îi, nu-i problemă. Pompier, vezi că dacă vrei, am acolo niște prietini, Rela șefa, nu, Rela mondiala, Lavi șefa, una e pe Spania, una e, în ce țară vrei tu acolo, ce-n din Germania, mă. Pă, nu că e bolândă. Nu că e bolândă. O bate pompierul rău. O bate pompierul rău, nu, ăsta e sadic. E sadic? Da, e sadic dacă treaba nu mere bine. Ei, auzi, Naița, eu m-am numai dat la curve în viața. Corect? Ai fost ars destul? Păi nu de la ele câte 100 dau, că dai câte 20 odată tu. Bă, tu-ți dai seama, am avut 20.000 de euro, am zis, bă, Domenico, dă-i aici banii să-mi fac treburile și de la mine ai siguranță. Nu te ard eu, eu lăsat la aia. No, nu-i bai că direct eu lua la ăla păpuci pacioti, să poată să margă pe stradă așa. Înțeleg? Bă, o întrebare spun, dar să răspunzi corect. Are musteață și cioc, țiganul sau are barbă? Nu are nici una, nici alta. Ai văzut? La aia nu i-a trebuit bărboși și cu păroși pe obraz. La aia nu i-a trebuit. Tu ți-ai lăsat D'Artagnan musteață, ți-ai lăsat de ele. La țigan că nu i-a trebuit bușon la bușon cu așa ceva. N-are rost să mai vorbesc. Păi ce n-are rost? Normal, că te-o ars. Te-o ars. Dar... ăsta, cum îl cheamă, Coie, cum îi zice, tată? Bibi? E. Că tată, mă, ești nebun? Păi, dar mă, tu n-ai de unde să știi. Îi zice, Dade, pățigănește, Dade. Bibi, mie nu. Așa crezi tu. Înțelegi tu în filmare ce zici. Nu îl înțeleg că vorbește în hieroglife. Aruncă cu săgeți și cu blighe. Vorbește și cât bine vorbește. Aruncă cu săgeți, cu blighe, cu furcuță, n-ai văzut. Dar e rușinos, bă. La ziua ta nu vrea să vorbească, bă, Domenico. Pe și la ziua lui, făcea semne. Uta, nana. Bă, du-te-mă de aici, bă, că vorbește frumos, bă. Bibi vorbește foarte frumos, atâta că are treaba asta, când e cineva care nu cunoaște, nu vorbește. Bine, acum ai număr de telefon. Păi nu am. Nu. Să lași număr de telefon în mesaj. Da, lasă să găsi trimat de mesaj. Dar ți-am trimis cerer, băi, de când atunci imediat ți-am trimis cererea. Păi nu mi-a apărut că eu ți-am dat acum cererea, ai dat până alte părți. N-ai dat pe pagina bună, s-o groază de pagini cu mine. Păi nu, poate. Prostule, țăranule. Și la Lobo i-am trimis. Lasă că... Da, acum nu mai lucru la ăia, că m-am plurit cu ăia cu banii, dă-i în dracului să iei, dar în luni am termin în alte parte. Da? Da. Mi-am schimbat și... Să mai vorbesc cu băiatul ăla. Ți-am zis și atunci să vorbești. Mă lasă că după ce ăsta îl contactez, înțelegi? Să vedem. Am vorbit acum câteva zile cu el, îl contactez să vedem. Da? Da. Eu luni am un termin la o firmă care îmi dă un euro pe kilometru.
Înțelegi? Un euro pe kilometru. Da. E, dar acum nu am dubă, n-am numai asta mea o am. Și îmi dă mașina lor, dar 60% de mie, 40% la firmă. Și când am dubă eu, atunci... Și motorina o... cine o plătește? Eu. Ce șmecherie face? Așa, ajuns să lucri la 20 de cenți. Bine, mă, pește, mă. Așa, 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 la 400 de kilometri fac 260 de euro. Înțelegi că un euro pe kilometru, dar 40 de cenți e firma. Gata, a apărut Lucica cu bărbatul. Da. Eu fura și telefonul la pompierul. Cine? Bărbatul lui Lucica. Pe cine e bărbatul? Acum am ușul, sigur. Ha? El zice că e țigan, dar eu zic că e turc. O, ce marocan. Da, mă. Albanez. Cine a da. Pe când vine cu ăla, e cu... Când mere după copil, ăla vine și aduce copilul. Să nu sar la bătaie pompier. Eu? E, că după aceea zice că ești gelos pe ea. Nu mă interesează, nici nu vorbesc pe ea. Câți ani are Lucica? 40 și cât? 40 și cât? 54 și e. 54, deodată cu tine. Una mai mică de mine. 55 ani. Nu. Tu 53 ai, mă? 55, mă. A? Tu 55 ai, nu? Mamă, 54, mă, cum să am 55? 55. Mamă, mamă, dar ce te agiți așa de un an? Dă și mie, bă, pentru un an. Ce te agiți așa pentru un an, pompier? Ce, puși de vârstă, chemițel? Lasă că uite acum, după ce vorbesc cu tine, îi cer numărul la... Călin parcă-l cheamă, nu? Da. Da, da, da. Și pleci în cu Adrian. Lasă că încerc să vorbesc acum cu el și după aceea... La gileia să avem mașină. Da, mă! Da. Te trimă, îți dau un loc de muncă să-ți faci bani. Da, de mai găsești una, să o mai umpli și pe aia cu o casă, cu o apartament. Rezuși. Ia, bă, că Nicolae Guță, Sandu Ciorbă și pompierul. Atât. Atât, nu există mai mult. Cu el, cu tati, exact. Nicolae Guță, Sandu Ciorbă și pompierul. El, ei au muieri căstăt. Copii. Ia că se tăi ce o să-mi boite, dar pe... Yo, că ne duce la țuie. Nicolae, doamne! Yo, țârțe-ți vira batacanda. Știe, cântă. Ce a, faină, dă-ne poză cu ea, să vedem. Acum am poză să vedem. Păi, te duci frumos cu ea la un McDonald's, mâncă la McDonald's, sau pe unde mâncă? Da, am fost cu ea la ăsta, cum zice, și este de la, cum zice, ia bab de la care restaurant. E? Da, v-a sărutat? Ai pupat-o? A? Ai pupat-o sau nu? Da. Da? Bravo, pompier! Bă, nu ca și Jador, să zici din gură că da și nimic, că l-ai băgat limba urechi. Da, doamne, amante, am pupat-o. Ce faci, locul? Bă, și la locul i-am trimășeare și nu mi-a răspuns că poate pe el îmi dau de chin. Cine știi pe unde ai trimis și la ăla? Ba da, bă, dar Lobo nu prestă pe Facebook. Lobo nu prestă, numai pe Instagram. Lobo nu stă pe Facebook pentru că îți boboceaile pe el. Da. Bă. Bine, chemnițer, să-mi lași numărul de telefon. Da, că ți-l trimit imediat. Dar pe dacă vorbești cu ăla, sună și zic dacă îi trebuie. Lasă, băi! Băi, alu, nu te grăbi, hu, ușor, ușor. Păi, i-ați spus, eu luni am termin la ăștia, băi, să mă duc să semnez contractul, că normal joi. Mi-o dat contractul, dar n-am vrut să-l semnez. Mm. Pentru că am zis că aduc acasă să-l traduc și sunt mai multe clauze acolo. Și ca să înțeleg eu despre ce-i vorba.
Acum am înțeles. Bine, pompier. Mi-a făcut programare pe luni. Bun. Da, bine, băi, domnule. Hai că ne auzăm atunci. Da, domnule, sunt modelul. Te-am salutat numai bine. Ceau, Pește. Ceau, Domenico. Da. Ceru. Trimite-mi numărul de telefon, scrie-mi un mesaj. Hai, ceau. Da. Ceau.